Bună, drăguții mei, bună, suflete frumoase! Vin astăzi către voi cu o citire într-o singură variantă de răspuns și încercăm să mai aflăm una alta despre voi și o anumită persoană, vedem ce mai iese, în special despre voi, mă gândesc la voi acum, mă gândesc la persoana de care voi sunteți interesați în acest moment și vedem ce o să apară, ce apare. Dacă titlul vi se potrivește, sau vi s-a potrivit, probabil că sunt aici mesaje pentru voi, scumpilor. Și haideți să vedem, iau de ce am tăiat direct pe 2 de cupe și 5-ul de bâte. O relație destul de greu încercată, dacă ne gândim la dragoste. O relație destul de greu încercată, de ce? 5-ul de bâte, de obicei, este acea energie a celor din jur care se împotrivesc aceste legături. O relație frumoasă care ar trebui să fie chiar într-o armonie perfectă, pentru că aici, din câte văd eu, este reciprocitate între ceea ce simțiți voi și ceea ce simte cealaltă persoană, dar uite că sunt persoane care intervin, da? Care strică, care își bagă nasul. Hai să vedem ce ne mai arată nouă cărțile astăzi, ce ne arată cărticelele. Voi și persoana dragă sufletului vostru sau voi și cineva. Împărăteasa, moartea și pajul de spade. Uite, cineva urmărește aici, urmărește evoluția voastră, aș putea să spun. Cineva stă cu ochii pe voi. Cred că persoana asta de care voi întrebați este foarte atentă în această perioadă la evoluția voastră. Pentru că împărăteasa aduce foarte mult potențial. Probabil că voi sunteți acea persoană, voi sunteți femeia divină din viața acestui om, în cazul în care sunteți o doamnă. Și aici se produce o transformare sau ceva este pe cale să se termine, ceva este pe cale să se încheie pentru a renaște, a da loc unui nou început. Și văd că persoana asta la care voi vă gândiți stă cu ochii pe voi, da? E foarte atent, foarte atentă la toate mișcările voastre. Hai să mai vedem ce alte informații mai vin. Le lăsăm așa, grupulețe, grupulețe. Ce alte informații mai vin pentru voi? Ce s-a întors aici? Iarăși, trei cărți. Avem eremitul. După o perioadă de tăcere, după o perioadă de stagnare, când nimic nu se întâmplă sau nu s-a întâmplat, se pare că veți afla un adevăr crud, din câte văd, pentru că avem un 5 de monede. Aflarea unui adevăr crud, un adevăr care trebuie acceptat, asta e ce să facem, uneori mai vin și vești din astea proaste. De obicei, asul de spade, na, vine cu adevărul, vine cu claritatea asupra lucrurilor. Poate că ați sperat o perioadă delungată de timp că lucrurile se vor îndrepta, că după o perioadă de tăcere, de analiză, după o perioadă în care poate că persoana aceasta s-a retras sau nimic nu s-a întâmplat, lucrurile vor sta diferit, dar din câte văd eu aici, lucrurile nu stau chiar bine sau nu vor sta chiar bine, pentru că aici văd lacrimi, da? Un adevăr crud spus în față, așa. Hai să mai văd și alte cărți. Trei de bâte arată o călătorie, o distanță, o situație la distanță, poate pentru unii dintre voi. Nouăle de cupe, dorința de a face această călătorie și steaua sau speranța, speranța și dorința de a vă întâlni, de a face o călătorie, de a vă împlini un vis. Aici sunt visuri. Visurile cuiva, cineva a visat sau visează că încă mai are speranță, vedeți voi aici, un fel de speranța moare ultima. Cineva încă are speranță că își mai face planuri, încă își mai face planuri. Poate că sunteți voi persoanele care încă își fac planuri, da? În ciuda faptului că vi s-au spus anumite lucruri în față sau ceva de genul ăsta, dar încă totuși speranța rămâne acolo. Hai să mai vedem. Mai vedem ce mai este, ce alte informații mai putem afla. Iată, cavalerul de cupe, vorbe bune, vorbe frumoase, o vindecare. Magicianul, uite ce frumos. Și mai venit aici două cărți. Împăratul și doiul de bâte. Măi, dar asta simt eu că e un mesaj separat. Hai să le punem așa. Avem împăratul și împărăteasa deja pe masă. Deci avem un cuplu. Avem femeia și bărbatul divin. Deci e un cuplu. E un cuplu al unor suflete pereche aici, din câte văd.
Totuși, nu au apărut pe același grup, deci cumva separați, separați în acest moment, treceți printr-un impas probabil, un impas emoțional și totuși văd că cineva urmărește energia celuilalt sau poate vă urmăriți reciproc și asta mai poate fi. Cavalerul ăsta de cupe, poate că e o dorință a cuiva sau poate că este această persoană care încă are foarte mult farmec sau încă are potențial, adică cumva vă întoarce din drum, are farmec mult, vedeți voi cavalerul de cupe și magicianul aici, e o persoană extrem de șarmantă, da, extrem de șarmantă, cu vorbele spuse atunci când trebuie și cum trebuie, face magie cumva, parcă totul e magic în jurul acestei persoane, acum na, nu știu dacă e aceeași persoană sau sunt persoane separate, e posibil să fie persoane separate. Și aici văd împăratul care așteaptă, adică energia masculină așteaptă. Așteaptă ca energia feminină să se transforme, să se schimbe, să schimbe ceva. Și acum o să încercăm să le și clarificăm un pic, să vedem ce ar vrea să transforme, ce ar vrea să schimbe persoana asta, ce ar vrea să... ce dorințe are sau... Bun, dar prima dată o să începem cu energia feminină care a apărut primul grup. În ce se transformă? În ce se schimbă? În ce constă această transformare? Văd o transformare la energia feminină și vedem în ce se transformă. E în ceva bun, în ceva rău? Optul de cupe. Aici e o detașare în optul ăsta de cupe. Nu e o întoarcere, ci o detașare. O detașare, o... a lăsat ceva în urmă, încearcă să se detașeze de energia masculină, să o lase în urmă, cavalerul de cupe. Ia uite, iarăși. Ori energia feminină se îndreaptă către această magie, parcă e atrasă de altcineva, parcă e atrasă de o altă persoană sau o persoană magică care a apărut în viața energiei feminine, poate fi și asta, da? Dar în alte cazuri e posibil ca energia feminină, da, să plângă după, adică să, nu să plângă neapărat, da, aici e un plâns într-un fel sau altul, e o jale aici, să aibă un nod în gât, regrete, da, datorită faptului că energia masculină s-a îndepărtat sau poate chiar energia feminină s-a îndepărtat, unul dintre voi s-a îndepărtat, clar. Știți ce am făcut eu mai devreme? Casa mea era plină cu muște pentru că aici e foarte cald și am lăsat ușa deschisă la sufragerie și am dat cu spray de muște și mă gâdilăm nasul foarte tare, sper să nu încep să strănut. Am dat cu spray de muște și n-am mai aerisit și mă intoxic aici cumva. Bun, hai să vedem lacrimile astea pentru că aici un adevăr a fost pus, crud, ceva crud. Care a adus lacrime, a adus regrete, iarăși, uitați-vă, asul de spade, iarăși apare cumva în aceeași poziție, cumva într-o familie, într-o căsnicie, poate pentru unii dintre voi, cineva a fost pus pe pauză, cineva a fost pus să aștepte, sau după o așteptare îndelungată, adevărul a ieșit la iveală și asta poate fi. Poate că ați așteptat ca lucrurile să se îndrepte, ați așteptat ca persoana asta să-și revină. Vedeți voi, eremitul este acea energie a unei ființe care se retrage. E un pusnic acolo, e o persoană care se retrage, care are nevoie de pauză, are nevoie de timpul său pentru a se regăsi. Și probabil că persoana asta care a avut nevoie de timpul său să se regăsească, să-și dea seama ce și cum, pe ce cărare vrea să o ia sau care a cerut această pauză sau care a stat și a analizat bine lucrurile, până la urmă a decis să spună adevărul. Sau mai poate fi un alt caz în care, după o analiză profundă a anumitor lucruri, ați ajuns la concluzia că ați descoperit un adevăr și ați ajuns la concluzia că adevărul ăsta e destul de dureros. Da? Sau ați trăit într-o minciună pentru o perioadă îndelungată, că aici îți regrete după o perioadă îndelungată de timp. De ce regretați? De ce apare cinciul de cupe? Ce sunt regretele alea acolo? Regina de monede, da, pentru că ați dat totul și n-ați primit nimic. Na, regina de monede oferă. Își pune sufletul pe tavă și au fost lucruri ascunse, vedeți voi. Poate că ați făcut sacrificii pe care nimeni nu le-a știut. Poate că vi s-au ascuns anumite lucruri.
Regina de monede se sacrifică pentru familie, pentru ai săi, avem și un 10 de monede aici, deci clar că vorbim despre un cuplu stabil, vorbim despre o persoană care a dăruit foarte mult și nu prea a primit nimic în schimb. Sau mai poate fi că voia, că aici e o energie feminină totuși care regretă faptul că s-a dedicat pentru o perioadă îndelungată de timp. Hai să vedem totuși cine e cavalerul ăsta de cupe aici, care tot vă vrăjește, care vă întoarce așa de cap. Ia să vedem. Cine e cavalerul ăsta de cupe? Ce-i cu el? Că văd aici că totuși există o... E o persoană care v-a pus pe pauză sau care vă pune pe pauză sau o persoană care vă liniștește sufletul, vă vindecă sufletul și asta poate fi. Până la urmă 4 de spade vine după un 3 de spade. Adică e momentul acela când tu ești liniștit. Totuși în cartea asta nu prea văd eu liniște aici. Văd o persoană care e un pic speriată, un pic lăsată pe din afară. Vine iarna, vine frigul, ceva în genul ăsta. Și ce mă fac? Da? A rămâne fără resurse, a intra într-o... Eu am impresia că persoana asta și-a cam pierdut farmecul în fața voastră. Cam asta poate fi aici, că cineva și-a pierdut farmecul. Da? Sau... poate voi v-ați pierdut farmecul în fața cuiva și asta poate fi, dar de obicei cavalerii sunt energii masculine. Foarte rar o doamnă intră în energia unui cavaler, sunt energii masculine care încearcă să cucerească, care sunt cuceritori, care sunt șarmanți, care, da, mai ales ăsta de cupe, ăsta de cupe vine cu tot felul de vorbe faine, de promisiuni, de lucruri frumoase, te întoarce așa cumva de cap cu magicianul aici, clar. Mă puțin că nu știu ce mi s-a aprins aici pe laptop. Gata. Bun, și aici văd o pauză. Nu își mai găsește cuvintele persoana asta, nu își mai găsește vorbele sau e o pauză pur și simplu între voi. Bun. Totuși, energia împăratului. De ce așteaptă? Cine e persoana asta? Acum poate că vorbim de aceeași energie sau vorbim de trei persoane aici. Avem o împărăteasă, avem un cavaler și avem un împărat. Posibil să vorbim de energia a trei persoane. Și haideți să mai clarificăm aici, să vedem împăratul ăsta cine e. 5 de cupe, aici e plâns și aici e plâns. O așteptare cu plâns. Măi, voi plângeți unul după celălalt. Aici împăratul și împărăteasa, voi plângeți unul după celălalt. Deci cumva, nu știu, pe ce faceți, măi? Și voi plânge, și ei plâng. Adică plâng. Na, sufletește vorbind, așa sunt... Na, e starea asta de dor, de părere de rău, vedeți și în energia voastră, și în energia lor, cumva plângeți sau suferiți și unul și celălalt, asta poate fi aici, că văd și în energia voastră suferință și în energia lor, sau poate că ei sunt aici, da, cu lacrimi, cu suferință, cu în... s-au retras și asta mai poate fi, da, s-au retras, se simt lăsați pe din afară, așteaptă din partea voastră, mai poate fi și așa, da, dacă știți că voi nu suferiți, atunci ei sunt cei care suferă, ei sunt cei care se tăvălesc aici, își plâng în pumni, cum s-ar spune. Bun, hai să vedem aici. Da, mă neacă și play-ul ăsta. Totuși, văd că speră. Speră că totul va fi bine. Speră că totul va fi frumos. Își fac planul de călătorie. Au dorința asta la care nu renunță, nu, deși e așa frământat, se frământă, totuși există speranță, există vindecare. Și să vedem aici, se împlinește speranța asta, vindecarea asta și, da, văd mișcare, văd entuziasm. Ops. O întoarcere acasă mai poate fi aici. Renunțarea la compromisuri, renunțarea la ceartă, renunțarea la probleme și a crea ceva împreună, a pune cumva energia la grămadă, da? Persoana asta are o mare pasiune pentru voi, mai poate fi un început aici. Dar eu cam asta văd, nu văd un început plin de pasiune, cum se spune nasul ăsta deocamdată, ci pur și simplu văd că voi dați energia acestei persoane, văd că își pune toată energia în voi, văd că se concentrează pe voi, încearcă să vă
picteze cumva în mintea lor, voi le dați aura asta, le dați entuziasmul ăsta să facă ceva. Deci voi cumva îi puneți în mișcare, da? Le dați energia cavalerului de bâte să se miște, să facă ceva în privința voastră, să facă ceva. Deci o să acționeze din câte văd și hai să vedem ce o să facă până la urmă. Cum o să acționeze persoana asta? Că văd momentan așteaptă, da? Stă în așteptare. Și să vedem totuși cum o să acționeze, ce o să facă. Văd că asta vrea, asta are în suflet, voi le... așteaptă un semn. Deci, pur și simplu, dacă voi, nu știu, ați face ceva sau... Dar imediat ar acționa, cam asta văd aici. Parcă li s-ar aprinde sufletul în ei. Are și din toată starea asta. Ia să vedem ce o să facă până la urmă, ce o să facă. Ne arată cărțile ce o să facă sau nu. Se tot întorc, dar nu vrea să sară. Ok, momentan văd că stagnează, încă stagnează. Dar sunt foarte neliniștiți, extrem de neliniștiți. Vedeți voi, temperanța e întoarsă, spânzuratul e, na, cum e. Parcă încearcă cumva să... Se folosește aici de energia cuiva sau are nevoie de prieteni, are nevoie de cineva să-l susțină, să o susțină. Totuși, ce văd eu aici, că este foarte neliniștită persoana asta, da, stă într-un trei de spade, 10 de monede, întors cu spatele, cumva, parcă și aici avem 10 de monede, aici 3 de spade. Măi, nu văd să acționeze neapărat, ci stagnează, stă, încă așteaptă. Deci, e foarte încăpățânată persoana asta, din câte văd. Extrem de încăpățânată. Adică, și dacă voi ați da un semn, să zicem, în sufletul lor ar exista o, ca o flacără care s-ar reaprinde, s-ar aprinde așa în ei, dar atât de mândri încât nu o să recunoască sau nu vor sta încă cu spatele, vor mai aștepta o perioadă. Dacă veți încerca, de exemplu, să zicem că sunteți separați, da? Că treceți prin momentele astea destul de dificile și voi vă călcați pe suflet și na, încercați să-i contactați, o să, deși în sufletul lor imediat se bucură, dar totuși o să facă încă pe supărații. Cam asta e ideea aici. Încă stau cu spatele, dar sunt foarte neliniștiți, foarte neliniștiți. Ce anume ar mai face? Ia să mai vedem aici o carte. Ia uite, da, le-ar crește stima de sine, bineînțeles. Le crește stima de sine aici și ar considera că nu mai este necesar să se apere. Da, ar lăsa garda jos până la urmă. Ar lăsa garda jos până la urmă, dar nu cu una, cu două. Ca o orgoliu mare, din câte văd. Adică n-ar... Da, n-ar veni direct, vedeți? Nu ar fi ca și cum, vai ce fericit sunt sau fericită că m-ai sunat sau că... Nu, 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 nu. Și-ar arăta partea aia orgolioasă, văd. Partea încăpățânată, că ei sunt încă răniți, că încă așa cum sunt, că au fost, na, au avut inima rănită. Și aici văd justiția, da, și faetonul, dar ambele sunt în poziție întoarsă. E ca și cum ar încerca să... Vedeți voi, justiția e atunci când, na, cam cum îți așterni așa dormi, da? Chiar dacă ei sunt vinovați, să zicem, în toată chestiunea asta, ei o să încerce cumva, da, să scape de pedeapsă, de vina asta, da? De pedeapsă, așa zisa pedeapsă, na, nu-i pedeapsă, da? Să nu fie cumva învinuiți de voi. Da, v-ar întoarce spatele. Pentru o perioadă de timp v-ar întoarce spatele doar pentru că pur și simplu sunt orgolioși. Cam asta văd aici, orgolioși. Deci în sufletul lor cumva s-ar produce un soi de bucurie, le-ar crește stima de sine, dar tot cu spatele ar sta la voi pentru că nu vor să răspundă în fața învinuirii. Da? Ca și cum eu nu răspund pentru faptele mele. Ok, am făcut-o, dar momentan hai să o lăsăm așa, eu merg pe drumul meu, văd de treaba mea, n-am faetonul întors invers aici, ca și cum își vede de treaba sa, merge singur, singură persoana asta, nu sunteți amândoi, și alege o altă cale, nu contează că se duce spre dezastru, că asta văd aici, că merge spre dezastru, dar din cauza încăpățânării și orgoliului, văd că persoana asta o să răspundă negativ cumva oricărei încercări de-a voastre. Pentru că e, da, cum e.
Bun, hai să văd. Hai să punem așa câte o carte pe fiecare grup. Câte o carte din Lenormand, pe fiecare grupuleț care mi-a ieșit mie aici. Nu știu, astăzi am ales să le fac așa diferit. Măi, ce mă ustură nasul. Când termin citirea, trebuie să aerisesc. Murim și muștele, dar cred că mor și eu cu ele. Doamne. Uite, una a sărit deja. Să vedem așa câte o carte. Abundență. Normal că apare împărăteasa acolo. Abundență. Da, da, da. Cu voi a avut abundență. A avut tot ce le-a trebuit, dar nu le-a lipsit nimic. Din plin au avut aici, din câte văd. E, și probabil că lucrurile s-au cam schimbat. Voi n-ați mai oferit așa cum ați oferit. Sau ceva s-a întâmplat aici. Dar ei sunt conștienți de faptul că alături de voi merg către bine, către cei frumos. Nu mi-arată exact ce s-a întâmplat între voi, dar nici n-am întrebat. Ideea este că în momentul de față persoana asta e încăpățânată. Deci probabil că na, pentru unii treburile sunt așa cum na, nu prea sunt ok, dar pentru alții probabil că încă mai are nevoie de timp să se dea cu capul de sus. Deci persoana asta până nu se dă cu capul de sus nu vede pragul de jos. Cam așa arată treaba. Deci deși știe că merge spre dezastru, deși știe că merge spre ruină, continuă să o facă. Vedeți? Merge mai departe. Pentru că are un soi de orgoliu și încăpățânare cumva și nici nu vrea să răspundă în fața voastră pentru ceea ce a făcut. Da? Nu vrea să-și ia da, uite, crinii. Probabil că da, crinii reprezintă noblețe, da, orgoliu, mândrie, mândrie aici. E o mândrie mare a acestei ființe. Poate că sunteți de mult timp împreună sau pentru că crinii reprezintă și bătrânețe, da, și cumva poate că e rușine de faptele sale și asta mai poate fi. Acum, e ceva de genul, pentru unii dintre voi poate fi ceva de genul, acum la bătrânețe te-a apucat nebunia, știi? Aici câinele. Uite, o persoană fidelă și totuși, poate că voi ați rămas fidelă acestei ființe. Fidelitate, credință. Vedeți voi în câinele ăsta, eu mai văd și dresaj aici. Da? Și a merge la plimbare, a te plimba, a te juca. Cerești, cum să zic eu, poate că e nevoie un pic să ieșiți din zona aia în cazul în care sunteți, din zona aia sumbră. Știu că mulți vă spune ce zonă, ce să fac cu el, ce să mai fac. Da, persoana asta cumva are nevoie de energia aia jucăușe un pic, un pic. Da, aici este energia masculină, ia uitați-o. Energia masculină care regretă, care plânge, care are așa un soi de... Dar e orgolios până la Dumnezeu și înapoi. Da, și păsările de seară. Poate comunicați seara, poate că încearcă, poate că obișnuia să comunicați seara. Dar asta văd. Văd că persoana de care voi întrebați este extrem de mândră până la Dumnezeu și înapoi. Mândrețe, mândrețe. Hai să mai văd câte o carte. Steaua. Da, voi le-ați împlinit toate visurile, voi ați fost acolo, ați strălucit, împărăteasa și steaua, pe ce poate fi mai frumos de atât? Da, au ajuns la punctul ăla culminant. Știi cum sunt oamenii ăștia? Parcă s-au săturat cu binele, cam așa ceva. Și aici biciu. Peste câine, da. Pedeapsă, e frică de pedeapsă. Se teme de o pedeapsă, se teme de ceartă, de încearcă cumva, vedeți, sau vorbele bune, frumoase, cum era odată, magia aia vorbelor s-a transformat, se transformă. Biciu nu e bun, biciu e ceartă, biciu este pedeapsă sau autopedeapsă. Vorbe care se transformă, adică vedeți voi, aici vorbea frumos, era totul blând și ok și dintr-o dată lucrurile s-au transformat în ce? În vorbe iuți, urâte, poate pentru unii dintre voi sau, na, așa, nu cum trebuie. Labirintul, v-ați pierdut unul de celălalt, v-ați rătăcit.
v-ați rătăcit, pur și simplu. E o chestiune de timp aici și comunicarea, uite, comunicarea ar fi soluția. Să discutați, dacă se poate, bineînțeles că în unele cazuri nu se poate. Comunicarea ar fi soluția, da? Soluția problemelor, să rezolvați problemele. Cumva, mai ales seara, seara o energie foarte bună între voi doi. Atunci când sunteți mai obosiți sau mai calmi sau mai liniștiți, da? Vorbe de seara ar aduce o soluție la problemele astea. Oh, pare un rival aici. Poate că în unele cazuri domnul de care voi întrebați mai are pe cineva. Sau apare ideea aia, poate că v-a înșelat și voi ați rămas, ia uite, fidele. Și de aici a început scandalul. Pentru că avem aici șarpele. Șarpele de obicei reprezintă o rivală, reprezintă o altă persoană. Și de aici lacrimile, de aici supărarea, de aici lucrurile ascunse, da? Poate că v-a spus adevărul, poate că ați descoperit după o perioadă lungă de timp că omul cu care ați trăit nu știu câtă vreme, uite că face nebunii, da? Și atunci lucrurile s-au schimbat și aici. De aceea are orgoliul ăsta mare. Că voi chiar dacă v-ați călcat pe suflet, pe inimă și ați contactat persoana asta în cazul în care nu mai sunteți, da, împreună, tot cu spatele cumva ar sta la voi, da? Pentru că nu vrea să răspundă în fața justiției, nu vrea să... Și pentru alții dintre voi s-ar putea ca această persoană încă să vă țină acolo în energia aia, pentru că justiția întoarsă e ca și cum ceva nu-i corect, nu-i drept, dar totuși nu vrea să dea drumul, nu vrea să... Da, vrea... se eschivează, să zicem, se cotește. Încearcă să scape, băzma curată cumva. Nu vrea să răspundă în fața voastră pentru ceea ce face. Și atunci preferă să ocolească, să ocolească problemele. Hai să vedem pentru voi, să vedem un sfat ceva, cât am vorbit. Wow, ce mult am vorbit. Hai să văd un sfat pentru voi. Ce îmi spun mie cărțile? Ce sfat? Ce ar trebui voi să faceți? Ce atitudine ar trebui să aveți vis-a-vis de această persoană? Ia uite, turnul. Și turnul și... regele de cupe. Măi, în cazul în care, da, în cazul în care sunteți un domn, să zicem așa, cu regele ăsta de cupe, voi cred că ar trebui să șocați această persoană cumva, să-i dați așa un șoc, o trezire. Da? Să-i dați o trezire, cam asta e aici, din câte văd. Indiferent că sunteți domn, doamnă, nu contează. Au nevoie de o trezire, de o zgâlțială bună. Ia să mai vedem. Sau să lăsați totul pe mâna divinității, că turnul ăsta până la urmă nu îl poți tu provoca. Și asul de monede. Cred că asta ar trezi. Vedeți voi, cred că aveți de-a face cu o persoană care, în momentul în care, cum să zic, îi dați un șoc de genul am pe altcineva, să zicem, da? În momentul în care simte miros de stabilitate într-o altă direcție, se cam zdruncină așa un pic. Ce ar trebui voi să faceți? Alții dintre voi pur și simplu ar trebui să lăsați turnul ăsta în spate și să vă vedeți de treaba voastră alături de o persoană care într-adevăr știe ce vrea de la viață, știe ce vrea de la voi. Mai poate fi și asta, dar în cazul în care turnul deja s-a produs. Văd aici un rege de cupe, aici e o persoană care iubește, care e asumată din punct de vedere emoțional, știe ce face și potențial de relație lungă. Sau dacă persoana asta vine cu iubire către voi, se întoarce și întoarce fața cu dragoste, cu iubire și vă arată într-adevăr că vă iubește, da, se merită într-adevăr să reclădiți ce s-a stricat aici, se merită. Dar dacă nu, nu știu ce să zic, voi știți. Cam asta energia, da, uite, regina de spade. Cumva să luați atitudine, vedeți voi, să luați atitudine și să renunțați la compromisul, să nu mai faceți compromisuri pentru nimeni și pentru nimic. Adică nu se merită, cam asta îmi spun cărțile, că nu se merită. În cazul în care persoana asta, într-adevăr, dovedește faptul că are sentimente pentru voi, că vă iubește, că e acolo afectoasă și drăgăstoasă cu voi, da. Dar dacă nu, luați atitudinea reginei de spade și... renunțați la compromisuri, nu stați în lucruri care, în energii din astea, de mă întorc cu spatele și nu-ți mai vorbesc sau, uitați aici, cu o altă, na.
altă persoană și tot, nu știu, na, cam asta, asta spun cărțile. Nu prea îmi place să dau sfaturi din astea, dar asta spun, asta, asta văd. Bun, drăguților, aici avem, iaute, pajul de cupe, asul de cupe, da, cerere de scuze, venit înapoi, știi cum e, spășit așa, dacă nu, nu, dar din câte văd eu orgoliu, ce orgoliu are omul ăsta, ferească Dumnezeu. No, bun, cam atât am avut pentru voi. Eu v-am pupăcit, numai bine, ceau, ceau, ceau.